Silviu și prietenii săi, podcast, nu Futilități. Hei, bună seara, Silviu Muntănu sunt, suntem pe 103 cu 4 la Radio 7, în vastele studiouri ale acestei minunate instituții. Suntem și pe canalul YouTube 13TV, sigla cu pisica neagră. Dacă vă uitați la noi, un subscribe ar fi apreciat. În seara asta stăm la vorbe cu Indira Crâșnea de la... Crasnea? Crasnea, Crasne. Crasne. Crasne, așa, da. da. De, de ce am știut greșit eu? E, e în traducere Să stai puțin mai <laughs> microfon, te rog. Da. De la Umbrela Strategică, bine ai venit, nu ne-am mai văzut de pe vremea lui Dragnea, de pe vremea lui Ponta. Good old times, pot să spun good old times? Uh... Puțin mai microfon. Au fost niște vremuri așa, un pic uh, mai vioaie și mai rele. Să strângi Mi microfonul puțin mai în față. A -așa, așa. așa. Ei, Nu putem zice chiar așa, good old times, uh, niște vremuri... Uh, Parcă era lumea mai liniștită. Nu, erau niște vremuri rele și vioaie și toată lumea era cu ochii pe ce se întâmplă în PSD. De fapt, în PSD nu se mai întâmpla nimic. Așa, de fapt eram cu ochii pe personaj, pe domnul Ponta, pe domnul Dragnea. Nu prea ne mai uitam așa, dincolo de graniță. Acum ne uităm dincolo de graniță, din păcat. Mă uitam, na, ca omul cum consum și o știre zilnic. Mi-a apărut la un moment dat o știre cu niște valize de cu câteva milioane de dolari cu care au trecut niște ucrainieni în România, granița în România și mă gândeam, Dumnezeule, ce scenariu de film este ăsta să vină războiul peste tine și tu să treci granița cu o valiză cu un milion de euro? și să ții viața în, în plin și cred că prima grijă este să ai grijă de banii prima ta grijă este să securizezi banii cumva. Da, um... E și un pic de ironie, acea valiză, acea sumă a fost descoperită la un control al poliției noastre de frontieră, altfel granița noastră și într-un fel pe bună dreptate a fost generos deschisă. Regimul de trecere a frontierei a fost, a fost destul de permisiv, Controalele aproape nu au fost, dar... La acel control s-a descoperit uh, această valiză cu bani. Da, știu, pare un pic ca, ca în filme. Bani erau autentici, nu erau falși. Păi asta mă gândesc cum funcționează de fapt da. lucrurile. Uh, Măi, asistăm de ceva vreme la o lume pe care s-a schimbat, adică eu am senzația că... Acum doi ani deja trăiam altă viață, am avut vreo doi ani de COVID, COVID-ul cumva a trecut, cel puțin la noi în România, brusc la ordin și am intrat în altă realitate, am intrat în realitatea asta cu, hai să zicem, răzmerița care se întâmplă la, la nord, în nordul României. Ei, noi am mai vrut să o încheiem odată cu... Uh pandemia, când s-a spus că pandemia nu, s-a spus de la cel mai înalt nivel, domnul președinte, că s-a terminat cu pandemia, ei nu, ne -am, am, băgat, cu patru, am da. băgat o, cum se zice, o tură suplimentară și iată că s-a terminat, mă rog, s-a domolit, s-a și a început această unii o numesc invazie, alții război, E oricum o realitate, dacă spun stresant, sună simandicos, e o realitate apăsătoare, mă refer la războiul din Ucraina, eu îi spun război, a fost o invazie, dar este și o ripostă, deci este un război. Și ne-am cu acest război, așa, foarte, foarte aproape de noi, noi îl percepem mai ales prin drama, celor, prin drama celor refugiați. În rest, slavă Domnului, ne uităm de pe margine. Da, de pe de, nu de, suntem din partea de pace, da. da. Ne uităm din partea de pace, apărați de garanțiile pe care ni le dă NATO, apartenența la Uniunea Europeană. Suntem în altă lume, îmi pare bine că suntem în altă lume, dar uh, suntem la graniță. Asta e soarta noastră să, nu știu, e o chestie istorică așa. Așa de cum tot ar... suntem la graniță. Așa cum suntem noi la graniță aici în contextul actual. Ți se pare că România a avut uh, la nivel de uh, reacție publică împotriva Rusiei? o atitudine cam belicoasă? Relațiile noastre cu Rusia au fost nu știu, din haide să luăm trecutul apropiat prezentul și să ne uităm în viitor. Au fost glaciale și știm de ce au fost glaciale. Sunt considerente istorice, geopolitice, Ideologice chiar. Lacialitatea asta s-a me menținut apropo de episodul de războiul din Ucraina. În plus, noi, bineînțeles și mi se pare normal, ne-am aliniat, ne-am aliniat cu minte, ne-am aliniat disciplinat, că este o disciplină care se reclamă la poziția Uniunii Europene. La poziția NATO uh, sunt poziții categorice și fără echivoc. Și noi suntem la fel de categorice. Și fără echivoc, uh, nu este nevoie să fii, să spunem, foarte belicos peste a fi categoric. Am înțeles, întrebarea mea era dacă nu ar fi fost totuși mai safe da, să zicem pentru noi, mai prudent să ne ocupăm exclusiv de întrajutorarea imigranților și cam atât. Ne-am ne băgat în tot soiul de declarații. Păi sunt niște declarații necesare. Nu o să încep eu acum să spun poveștile cu flancul estic al NATO și... Da! Într-adevăr, atenția care a fost acordată dramei umanitare și care ne-a atins, ne atins pe mulți la suflet, și a fost o mobilizare. Da, nu-i puțin lucru asta. Da, a fost mm -hmm. o mobilizare, haide să spunem, surprinzătoare. Românii sunt un pic pasivi, așa, sunt în. Momente de apatie. Da, 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 sunt cu autoapărarea să fie ei micul lor univers, ei, iată, povestea asta a refugiaților este sensibilă, pentru că sunt și am văzut bătrâni, femei, copii, oameni vulnerabili, oameni vulnerabili, oameni singuri. Lăsăm povestea cu valiza și cu... Da, și să nu uităm că prima reacție și prima mobilizare a fost din partea să spunem, societății civile, a oamenilor, autoritățile au fost un pic în... La poză. Au fost la poză, da, s-a dus și premierul Ciuca acolo. La poză. La poză. Alți miniștri, alți, dar prima reacție și valul ăsta a fost, a fost din, din, partea, din partea societății. A, da, bun, uh... Este ok, dar nu putem să ignorăm partea cealaltă de angajament, acțiune guvernamentală. Nu suntem singuri. Suntem membri ai UE, suntem membri ai NATO și eu zic că am luat pozițiile necesare, corecte, dar fără, nu știu, să zic niște disturbări sau să ieșim în față. Am făcut ceea ce este necesar și corect declarativ. Declarativ ca acțiune guvernamentală, oficială a establishmentului. Cât au fost zilele astea de când a început războiul, eu personal am tras într-o seară o sperietură. A fost momentul în care a căzut un elicopter, după care a căzut și un mig. După care, tot acum ceva vreme, am avut un soldat care coordona niște tancuri și care a fost călcat de un tank. Care a fost găbită. În ce situație se află armata noastră în momentul de față? Pentru că Recunosc, în, în acea seară am zis, băi, să vezi că, că suntem atacați și că asta este o provocare și că intrăm în, în război. Pare să că n-a fost așa, îmi place să cred că n-a fost așa, a fost a fost o eroare, eroare peste eroare peste eroare. Da, au fost, apropo de elicopter și de mic și chiar de, și bineînțeles și de episodul de la, de la acel exercițiu cu... Soldatul strivit, asemenea, incidente se întâmplă, se întâmplă și pe timp de pace. Bun, căderea așa elicopterului și a amigului chiar a fost uh, uh, o zi neagră, un incident uh, negru așa în, uh, în istoria aviației militare care, din păcate, nu a dus lipsă de Astfel, de, căderi. de, căderi, de, căderi de, 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 de miguri. Cum ai spus și tu, a fost un complex de Și într -un erori. context destul de da? încordat. Uh, și a apărut, într-adevăr, în aceste, în aceste împrejurări, ceea ce a sporit emoția, au sporit și, a sporit și întrebările. Uh, mă întreb apropo de armată. Cum este armata noastră în care cad și se întâmplă cad avioane, mai mor, A, cu, cu mai tot, mor oameni, cu, da? Cu, tot respectul pentru oamenii care au murit, mai parcă ne împiedicăm în propriile izmene. Mm, aș, fi, aș, fi, un pic rezervată. Da, cu tot respectul aș fi un pic, un pic un pic rezervat apropo de asta. Să știi că F-16 cad și în Statele Unite, inclusiv în timpul antrenamentelor. Slavă Domnului, unor piloții se, se, salvează. Dar întorcându-ne la povestea cu armata, e clar, armata din 1900, nu mai încape comparație între armata din 1989 și armata lui 2022, este evident o armată mai restrânsă numeric, normal, odată cu. Intrarea noastră în NATO, da. Și în primul rând cu dispariția serviciului militar obligatoriu. Ca forță numerică, ca oameni, armata s-a redus, apoi a fost acel val de trecere în rezervă, de pensionare anticipate, în condiții avantajoase, ceea ce a mai măturat a mai măturat din personal deci a restructurat cumva. A restructurat, a restructurat până la a ajunge să avem un deficit. Avem un deficit de, un deficit de personal, personal militar. Deci este o armată mai uh, redusă, dar pentru care se fac eforturi să fie mai bine înzestrată. Da, noi zicem mai așa ziariști, cu shoppingul militar, sunt programele de înzestrare. Au subiectele astea cu tentă militară au ajuns așa să fie de un interes uh, mai larg și uh, pe lângă, pe lângă că ne pricepem la fotbal, muzică. Și Politica. Politică. Politica. COVID. COVID, agricultură. Da. Acum ne pricepem, ne pricepem și la chestiile. Mă, știi cum e gluma era. Băi, bine că vă dați cu toții de, 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 cu părerea da. despre COVID, că parcă sunteți toți doctori. Și da. replica este da, dar și Bill Gates face la fel. Da. Acum da. toți suntem mai, mai mulți sau mai puțini experți Spuneam, de da, ce sunt întrebări care se ridică da, bineînțeles, deci este o armată mai mică și dacă îmi permiți o să-ți dau, adică pot să citez, după ultimul Military Balance 2021, este un document anual care este făcut de Institutul Internațional pentru Studii Strategice avem uh, 70.000 aproape 70.000 de militari activi și vreo peste 50 cam 53 în, în rezervă. Cea mai importantă forță numerică sunt forțele terestre, infanterii. Comparativ cu 1989, când eram câți? Știu că este... la un moment dat chiar Putin a, a spus ceva despre ce armată avem noi în 89. Ei bine, asta sunt domnul Putin le spune așa cum îi convine dumnealui. Era oricum peste, 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 acest nivel. Este a doua armată din de pe flancul estic al NATO după după armata poloneză. Numeric. Înzestrare, dotare, aici este o mare, rămâne o mare problemă, Armamentul, tehnica noastră se știe, sunt, este veche și, în general, este de proveniență sovietică, cum, cum altfel. Și de asta avem facem acest shopping militar Care intens. Crește bugetul, da. Da, da, avem și bugetul, de știm, la 2%, 2,5%, da, dar din, sunt 5 miliarde de, de euro aproape. Dar din asta, la din asta, 25-30% merge pe înzestrare, restul, să știi, că se duc cu pensiile și salariile militare. Am înțeles. Mm. O, Altfel, ce să mai spun, este și o armată în care avem unități de elită, unități mai mici, este drept, dar care chiar sunt de elită, și aici mă refer la forțele speciale puțin cunoscute de, de publicul nostru, mă refer și la ce de la F16. Este o armată în care se dorește și o schimbare de mentalitate. Se spune că și înzestarea tehnică ar determina o schimbare de, de mentalitate. Este o armată cu mulți generali. Cu mulți generali, nu, paradoxul, sunt destui generali, sunt celebrele date de acum 4 ani. 1000, peste 1200 de generali, paradoxal din aceștia cei mai mulți sunt în rezervă. Generalii activi. Să meargă pe da. Ge da, generalii activi sunt până în 100. Dar așa, pe total, se vede că o armată cu mulți generali, de asta se și zice că armata română are general cât armata italiană colonei. Păstrând proporțiile. Una din... Cam în perioada în care s-a panicat lumea cu costul combustibilului și a ieșit, s-au făcut cozile alea la benzină, cam în acea perioadă au început și un soi de discuții cum că, băi, dacă începe răzmerița și aici, s-ar putea ca și noi civilii, bărbați, da, să fim luați în armată, după care lucrul ăsta s-a liniștit la nivel de zvon. Noi deja făceam glume care merge la popotă, care merge la transmisiuni, dacă e să ne ia prizonieri, e sănătos să știm morse, poate ne scriem poezii de dragoste, avem tot soiul de situații de astea. După care am înțeles că, totuși, nu se pune nici cum problema ca populația civilă, mai ales cei care nu au făcut armata, să fie Să aruncați, fie mobilizați. Să fie mobilizați să, nu, nu parte. se pune problema doar dacă doresc să fii voluntar, rezervist. În primul rând, nu cred că vom ajunge în situația de mobilizare a rezerviștilor, nu, nu cred și cred că nu și-a propus nimeni asta dintre oficialități, dar dacă, cum se zice, se dorește, poți să, să fii voluntar, dar din câte știu eu, peste 40 de ani, nu prea. Am înțeles, trebuie să te duci să faci o instrucție. Da, da. Deci poți, poți, poți să, să, faci, dar nu vei fi luat cu șapca la oastră. Lumea s-a panicat un pic, deja să da. se făceau planuri de unde de care cum merge, ne mutăm în Zanzibar, ne mutăm în... Da, 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 am văzut pe rețelele sociale, a fost, a fost așa o emoție, o discuție, apăruseră hârtiile cu ordinele de convocare. De... Da, da, da. Rezerviștii oricum, se, teoretic, rezerviștii se cumva că periodic, anual, din câte știu eu, dar nu ca să fii trimis la război. Să te vadă că mai existi, ești în evidențele lor, te da. bifează, existi, ești apt. Bun, am vrut să avem această discuție ca să plămurim o dată și pentru totdeauna că nu e cazul dacă nu ai făcut armata să te ia la oaste, decât dacă vrei și să ai până în da. 40 de ani. Bun, păi -a, a mai lămurit o situație, că lumea era panicată. Moment, la poți, acest moment, da. da. Eu zic că ești bun și verde și peste 40 de ani, dacă vrei. Chiar mă gândeam ce Dumnezeu aș putea face eu acolo, dar... Nu, adică... Acum se mai poartă război așa convenționale. Convenționale 100%. Nu se mai luptă la baionetă, nici măcar la uzi, mă rog. Uzi este de gherila urbană, dar Am vă... se găsește probabil că ai fi la, la relații publice la comunicare <laughs> probabil da. da la comunicare, la, la popotă la comunicare că acolo mă pricep cel mai bine la, la curățat la cartofii prăjiți sau ai putea fi mobilizat la emisiunea pentru patrie sau la ora armate având contextul ăsta internațional, având această situație de globalizare și având războiul care se întâmplă la nordul țării, avem și această situație la noi. Avem un PNL care a ajuns la... a câștigat alegerile așa cum le-a câștigat, da? a ajuns la putere într-un război cu PSD-ul care trebuia eliminat de pe scena politică și asta a fost una din cele mai mari realizări ale lui Iohannis, că a eliminat PSD-ul, iar acum avem un PSD cu PNL. Avem un câțu care acum șase luni, da? Exact. Acum șase luni cu surile și trâmbițe făcea parte, conducea echipa câștigătoare a PNL și care a fost scos peste noapte, peste noapte, fără vreun congres în prealabil sau întrunit niște... Nu sună a ordin? Și mai există și această întrebare. Se știa, bine, eu bănuiesc că se știa că o să înceapă răzmerița din moment ce a ajuns Ciucă premier, a fost numit premier? Da, putem să spunem așa, să spunem mai diplomatic că totul se întâmplă în virtutea unor rațiuni superioare în condiții neobișnuite și asta ar fi ar fi marea scuză și că s-a făcut această alianță dreapta-stânga pentru liniștea și siguranța noastră. Nu știu dacă ne apărat uh, informațiile. Normal că existau informații despre tensiunile, tensiunile iminente externe și despre faptul că situația se va degrada. Nu știu, cineva s-a gândit așa, să fie povestea asta dreapta, stânga, pentru liniștea noastră, având în vedere și pandemia, și dincolo de asta, putem să. Nu știu, cred că putem să speculăm. Să... Eu nu mă, nu mă hazardez. Mă întrebam ce se întâmplă, ceva pare că se întâmplă. Vin și alegerile peste 2 ani de zile. Exact. Există aceste trei nume care se tot vehiculează. Unul ar fi Joana, despre care foarte mulți spun că el practic și-a cam făcut campanie electorală în aceste zile în tot apare când, ca reprezentant al NATO, mai este varianta ciucă din partea PNL și mai există și zvonul cu Chioveșii. Da, și asta... există și. Eu spun ce, ce se tot aruncă în spațiu. Public bănuiesc că știi tu foarte bine ca și mine, că de fapt ar fi un blat și că până la urmă o să iasă joană. Greu de spus. Nu. Știi că a părut să și o glumă cu doamne, să, 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 să nu se înșele joană din nou că a luat, ale, a câștigat alegerile în situația cu. Uh, Deocamdată mandatul actualului secretar general al NATO a fost, Stoltenberg a fost prelungit cu un an și cel al lui Mircea Joana ca secretar general ajung, deci el e, cum se spune, este securizat până la sfârșitul, până în toamna anului viitor. Da, cred că își dorește și dacă nu își dorește, probabil va fi, va fi să candideze da, tot sunt cu ochii și pe Nicolae Ciucă care este împins, este ambițios înțeles este și dincolo de aparența asta de persoană ascultătoare așa. este o persoană ambițioasă că și și-a început și a cariera internațională nu știu în ce măsură ar lăsa pentru că ea trebuie totuși să confirme, nu ca în cariera asta externă. Păi, ca să confirme, toată lumea așteaptă de la doamna și celebrul dosar cu Ursula, care nu se mai întâmplă. A, a, da, în da, 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 știu, știu. În general, povestea asta cu alegerile prezidențiale, cu candidații, este foarte. Foarte pe placul românilor. Tot timpul se discută. Se discută cu, cu doi ani înainte să. și Cristian Diaconescu vrea să candeze la președinție și vor apărea. Vor apărea, că știm, vor apărea o puzderie de candidați care se aruncă în turul întâi. Uh, situația asta cu Băsescu, care a apărut în ultimele zile, ajungem și acolo. Uh, a, a răscolit un mâl care s-a întâmplat uh, acum mulți ani, pe vremea când Băsescu a devenit președinte și pe vremea când Băsescu a fost președinte. Uh, se spune în spațiul public, pe tot felul de podcasturi, chiar la tu că am auzit această supoziție, că ar fi... Uh, ar fi ieșit de fapt Joana președinte, dar că Basescu a fost preferat la acea vreme și că pă, acum ar urma ca Joana să fie favoritul, pentru că trebuie să fie liniște aici, mai ales că din punct de vedere geopolitic suntem în poziția în care suntem și avem și conflictul pe care îl avem. Și de asta trebuie să avem un președinte proveniență NATO. Nu știu cât proveniența NATO, cât un președinte. Un puternic angajament occidental. Pro-occidental. Pe care acum se pare că îl avem. Așa cum arată el, îl avem. E vorba de Claus Iohannis. Este vorba de Claus Iohannis. E versus da. Ambasada Statelor Unite, care nu are nici măcar ambasador. Un însărcinat cu afaceri, doar așa este. Așa e apropo de Traian Băsescu, nu știu, este o ieșire tristă. Tristă din, din scenă. Nu știu, cred Meritată? Că, cred că... Așa pare. Cred că Băsescu a, a fost președinte, a căzut victimă proprii sale legende. Omul sistemului nu o să spunem ca la Emil Constantinescu, că l-a Rângi, sistemul, simt. pentru că Emil Constantinescu nu era un om al sistemului. Dar cred că a căzut victimă proprii sale legende. A fost avocatul diavolului. Tot timpul, apropo, nu? Procesul comunismului, procesul. Eu cred că a făcut foarte bine atunci când da? a avut acea poziție, că da? este, este de înfierarea comunismului, așa. Era, era, trebuia să o facă cineva, îmi și-aduc aminte scena, că era Vadim care urla pe acolo de parcă era o sfeștanie și avea niște demoni care urlau exact, asta a, a fost în capul meu Așa, așa putem celor. să spunem că și Traian Băsescu s-a exorcizat, s-a exorcizat, exorcizat pe, pe, sine. A -a -a pe se pare, da? 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 Dar am descoperit acum limpede că impostura cât casa poporului. Unul la mână, doi la mână. Dacă se știa și de atunci că de existența acelui dosar, cine l-a ascuns și nu contravine legii? N-ar trebui să se spună, băi, cine a ascuns dosarul ăsta? Nu se va spune. E greu să spui că s-a el exista. Nici Iliescu n-a avut dosar, că ne da. am să ne amintim, da? da. Iliescu a fost un alt oficial de partid și de stat. Băsescu a fost capitan de marină. Meserie grea. O meserie grea și care știm, marina comercială presupunea ceva relații cu unii chiar de bună voie. Mă gândesc că în calitate de, de capitan de vas, da? De cursă lungă. De cursă lungă, probabil niște note trebuia să dai oricum. Acum, că tu le dai, cred, dădeai... că, cred că toți dau. Depinde ce scriai în acele note. Depinde ce scrie în acele note. Păi asta mă gândesc că ar trebui, ar fi interesant să aflăm și care erau oamenii despre care se scriau. Da, este... Nu știu, circulat ceva am văzut pe rețelele soci sociale sau pe niște site-uri, așa, ca un fel de glumă, ce blestem pe Băsescu să fi fost al adică să facă cu spionași, să nu poată să spună asta, să sfârșească ca turnător. Dar, dar astea sunt... Uh, sunt... Măi, nu cred că trebuie să-i plângă nimeni de milă, totuși. Uh, nu, -ă, este o ieșire tristă este o ieșire tristă. Pentru din scenă, da. da, un președinte cu două mandate și cu meritele sale dincolo de relele, de relele făcute. Știi ce mă gândesc? E așa o ducere. În, în momentul în care Băsescu a ajuns președinte, da, PSD-ul de la acea vreme, liderii PSD-ului au avut de suferit. Da? au ajuns pe la pușcărie, am avut și un caz de așa zisă sinucidere, ce a fost, da? Uh, lucrurile au evoluat, au mers mai departe. Uh, acum Băsescu pare că a intrat în, în, colimatorul ăsta. Cum a intrat? Da. Nu este o lecție pentru actualii jucători? Uite te că la Că s-ar putea B întâmpla, Bineînțeles, da. da. Și nu să te... Că se pare că așa stau lucrurile de ceva vreme și nu mai loc de îndoială, că la o adică mai devreme sau mai târziu nu te așteaptă. Da, se poate întâmpla că fiecare are vulnerabilitățile... Scheleții din dulap, cum se spune. Suntem oameni. Cum mi-a spus cineva odată, nu te mai strădui tu să fii perfectă, că suntem un pământ cu miliarde de imperfecți. Ei, când ești în uh, viața publică, aceste vulnerabilități te pot ajunge din urmă, alții se pot folosi de ele, inclusiv să te debarce, să te pună pe tușă pe termen lung sau definitiv. Dar în ceea ce îl privește pe Băsescu... Uh pare că cineva ia coptul, adică putea să rămână lucrurile ca atare, dar nu, am zis, uite, dacă, dacă, îi retragem asta, asta și asta, omul trebuie să-și părăsească casa, o să-i fie mai greu de acum încolo, plus imaginea lui este știrbită odată și pentru totdeauna. Se pare că a avut niște dușmani până la urmă. Cred că aveam mulți dușmani. Din moment ce nu l-au lăsat nici acum în pace. Încerc și o să aflu cine, care, cum, de ce sunt, nu, întrebările sunt valabile, pertinente, răspunsurile sunt greu, sunt greu de, sunt greu de dat. Băsescu nu mai avea totuși un foarte mare rol. Era la Bruxelles, europarlamentar, partidul lui, știm ce, ce se întâmplă cu PMP-ul în momentele de față, nu o să încep acum eu să spun că a fost vreun sacrificiu ritual. Pentru ce? Pentru ce? Pe asta mă întrebam, în care e de fapt miza? Alta decât o veche răzbunare, probabil. Cred că a fost o reglare de conturi, plătire de polițe, târzie. Târzie, se pare. Uh, vreau să schimbăm puțin subiectul, dar ajungem de la, de la Petrov, da? Uh. Și mi-aduc aminte că pe vremea când era el președinte, la un moment dat a vrut să îl debarce pe Arafat. Și a ieșit lumea în stradă. Deci a fost o răzmeriță într-un ianuarie. Mi-aduc aminte că mi s-a rămas în cap o scenă destul de pop culture. Ardea, cred, o mașină la unirii și erau doi amorezi în el și oia, care își făceau un selfie m-am văzut eu scena asta într-un clipul Chemical Brothers, înțelegi? De asta mi s-a părut foarte pop culture scena. Da. Și zic, uite mă și lumea în stradă să-l apere pe, pe, pe creatorul zmurdului, împotriva tiranului Băsescu și uite ce, ce treaba a fost. Eh, vremea a trecut, ne-am trezit în tot soiul de situații... Una mai cumplită decât alta, maternități, copii, spitale, sp sp spitale care te, te duci să te rezolvă o problemă și te trezești că mori ars, te trezești, mă rog. Ei fac foc, pe masa de operație ei de foc, pe ei masa foc la colectiv, plus cei doi ani de pandemie, plus iată ce se întâmplă acum. Cum de a scăpat acest arafat? Uh. Arafat s-a consolidat. S-a da, consolidat. Cum, cum să spune, s-a da. făcut ca și Putin din da. om în sistem. Da, este el o instituție, da? Este o instituție de linia a doua. Totuși, Departamentul pentru Situații de Urgență este o structură din Ministerul de, de interne. interne, da? Șeful lui Arafat este Lucian Bode. Sau Ministrul de Interne. Care o să fie? În, da. în, în, în funcție. Interne. Arafat este un exemplu de longevitate, nu știu, e, cred că este comparabil doar cu Muguri Sărescu. Aoleu, sperie -mă. Cu, cu, cu guvernatorul BNR. Apropo de longevitate, el s-a consolidat, s-a făcut o instituție și cred că multora le-a convenit ca în perioadele astea grele, Haide să luăm numai numai pandemia, că purtăm toți urmele ei, l-a convenit ca să-l pună în față, să deconteze, să fie paratrăsnetul, să fie catalizatorul tuturor frustrărilor și nemulțumirilor unor Arafane fiind o persoană simpatică peste măsură. Am văzut și o caricatură cu Arafat care te aștepta la pat -te deci, da, da, este, uh, el a rezistat atât de mult pentru că este considerat util. Mm -hmm. Este considerat util, foarte util. Uh, n-ar trebui, acum avem situația asta cu războiul, dar n-ar trebui totuși după 2 ani de pandemie în care s-au cheltuit foarte mulți bani. Uh, eu cred că unii s-au cheltuit pe incompetență foarte multă incompetență. Unii s-au cheltuit din, uh, hai să zicem, anumite greșeli, da? Greșim. Uh, plus că am convingerea că s-au și prăduit foarte mulți bani. N-ar trebui după ăștia 2 ani de pandemie să facem o evaluare a tuturor acestor situații, pentru că da, dacă e cum spune domnul Bill Gates că ne mai așteaptă o nouă pandemie, să știm să nu mai fim luați ca din găleată. Să știm să fim rezilienți. Să fim rezilienți. Că de fapt asta înseamnă reziliența. Să ai riposta necesară din lecții învățate. Nu suntem singurii care ne-am dovedit incompetența sistemului sanitar. uite ce s-a întâmplat și în Italia și în multe alte țări unde au fost total depășite. Da. Dacă ar exista voință politică, determinare politică, un semnal sau semnale convergente ar trebui să se facă un, o auditare. O Despre, auditare așa generală. Mai aduc, îți mai aduce aminte de izolete? Deci ce caz a Îmi fost cu izoletele aminte. alea pe care Îmi nu le-a folosit aminte, da, da. nimeni probabil dată de două ori. Îmi aduc aminte că medicina militară și partea de cercetare medico-militară trebuia să le facă și să le Marketing. Marketing, da. Marketing. Mult marketing. Cred că și în războiul din Ucraina este... Ajungem și, șocol. mult marketing. Dar și... mă gândesc că această evaluare ar trebui împinsă, pur și simplu, de partidele de opoziție, dacă cele de la putere nu se... au, au alte treburi mai stringente. Ce face Haur? Ce face usr -ul? Mai există? nu știu, această mare coaliție stânga-dreapta uh, practic a anihilat opoziția. Știu că era odată o discuție la care participa și Tudor Meleșcanu, bineînțeles, nu în calitate de director al SIE și nici de ministru de externe, era și el șef de partid, nu mai știu care partid. Era șef de, nu, în calitate de șef de partid și tot îi spunea cel care intervieva. Dar domnul Mereșcanu, opoziția trebuie să facă, să dragă și la care Mereșcanu a zis, ce dragă? Ce să facem? Așa e în democrație. Puterea decide, opoziția se exprimă. Ok. La noi, aritmetica parlamentară nu zic că face o opoziție inutilă, că este pentru răul democrației să nu fie o poziție utilă, dar te reduce un pic la, la tăcere. Iată, și USR-ul are propriile sale probleme interne. Deci, ultimul lucru pe care l-am auzit despre USR este că s-a dus Barna să aibă el grijă cum se dă niște alimente refugiaților da, și că s-a da, dus el să da. vegheze ca cineva să nu le fure, adică ne-am trezit și hoți peste noapte. Dacă sau, n -ar -a, fi asta existat, a fost discursul lui. Da, da probabil dacă n-ar fi existat dacă... războiul, nu mai existau aceste, nu mai aveau și ei un rost. Cătălin gulă, iată, marea astea a U.S.R., pare să că el nu prea știe să, să depășească nivelul de discuție și acțiune dincolo de a da cu Ranga în dughiene la Metro. Aur! Nici nu mai... Stai că avem și niște sondaje pe aici și nu știu ce Dumnezeu a făcut cu ele. S-au făcut niște sondaje zilele astea și avem PSD cu 35%, da. PNL cu 16%. Asta să fie motivul pentru care l-au belit pe călțu? Da, da. Mulți consideră că este, el cumva se situează în opoziție cu partidul. Mai este și problema pe care probabil o știi, o percepi, o intuiești. Și Câțu și Ciucă sunt doi poli de putere. Doi poli și nu îi încape nu încape partid. Am înțeles. Totul trebuie... Partid mult prea mic pentru aceste două da, personalități. Uh, ei, fiind nici în, în relații foarte cordiale, plus că este această cutumă nescrisă, primul ministru trebuie să e bine și trebuie să fie șeful uh, partidul. partidului care l-a dat. Altfel, partidul, vorba unor domni din PNL, și Bogdan, Iulian Dumitrescu, nu știu care din ei a spus, altfel partidul se simte decuplat de la actul guvernării, adică de la accesul la resurs. Așa am o senzație, și aici vorbesc exclusiv de PNL, că există în partid acolo, mă rog, anumite interese, bineînțeles, dar există acele, acele câteva goarne care acum trei luni, 6 luni lătrau câțu echipa câștigătoare ca să scape de Orban ca da. să scape de Orban acum brus și peste noapte ciucă, cu ciucă mergem mai departe M am dat la o parte ca pe măsă stricată, eu nu-i țin apărarea lui Câțu aici că este un personaj total nefrecventabil dacă mă întreb dar na, uite cum se întâmplă și mă întreb de ce, care, cum așa peste noapte Mă rog, mai avem un aur. Nu la știu dacă a, fost, dacă a fost neapărat peste noapte. Cert este că la ora la la momentul la care noi discutăm, Nicolae Ciucă se mai gândește. Se mai gândește bine. dacă să se mai gând... Nu știu... Cine știe ce înțelepciune îl apucă? Poate că va avea conștiința că nu poate să ducă și asta. Mă rog, eu mă îndoiesc. Sure, am Nicolae, în Da, Nicolae că nu este un om de partid. Este un om de partid. Uh, plus... Este un militar cu tot ce înseamnă a fi militar. Iar militarii sunt, au fost întotdeauna o castă separată, greu de înțeles, în multe privințe de civili. Nici ei nu-i prea înțeleg pe civili. Da, 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 este este ochi, o treabă alt așa... alt mindset, da, 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 da. Mm -hmm. știu. Știu pentru că asta e o experiență personală. Cunosc oameni care lucrează în cadre militare, pur și simplu alt mindset de viață. Este ca și un, un, un luptător. Un luptător de, de, de K-1, de judo, de ce vrei, are alt mindset de raport al vieții. Raportare altă filozofie. Altă... Mm. Vorbim de oameni care de cele mai multe ori îmbracă uniforma militară la 14 ani când intră în, în liceu militar și o mai dau jos peste 40 de ani. Întâi ascultă ei ordinele și execută și pe măsură ce înaintează ei ordonă și nici nu-și pun problema să nu fie ascultați. Ei, să vii cu acest mod de viață și cu această filozofie. În politică, aici, la marginea în Orientului. Da, în politică, și atât de sus, atât de sus și atât de repede. Am înțeles, da. Sunt niște întrebări pe care, iată, ni le punem. Sunt curios ce o să se întâmple cu acuzația de plagiat. Căci, na, Mă normal, dacă va fi candidatul PNL. Va fi un călcăi al lui Achille. Ca și povestea cu, cu Băsescu. Ca și povestea cu bătălia de la Nasiria și cu. Știi cum este? Noi nu suntem. doctrina noastră de apărare este o doctrină defensivă. Noi nu avem o doctrină combat și, în consecință, și armata este modelată și militarii sunt modelați după această doctrină. Noi ne apărăm. De aici gândește-te și tu ce mari combatanți am fost în război. Da, ne-am făcut datoria, dar acea poveste este din punct de vedere al combatului. Aveam, este discutabil. La nivel, hai să zicem, internațional, planetar, în ultimii ani, Aveam acest, acest fenomen al globalizării și care mai presupune o treabă dincolo de schimbul de mărfuri. Presupune ca și fie, ca fiecare țară să se dezvolte pe, pe verticală și mai puțin pe orizontală, căci mersul pe orizontală al țărilor este o treabă de pe la 1800 și cam așa stau lucrurile, eventual 1900 până în cele două război mondiale, lucrurile cumva s-au mai așezat de atunci. Uh... Putin cumva a deschis această cutie, a, a deschis o cutie a Pandorei, aceasta, și avem această situație. Nu vreau să intru în discuția cât le-a aparținut Crimea, cât le-a aparținut Ucraina, ceașcu. Asta este este altă mâncare de pește. Pe mine mă interesează ce urmează de acum și nu mi e foarte limpede, știi? pe vremea, pe vremea războiului rece, avem Occidentul decadent, da? Care se bătea cu comunismul cel drept de aici de, din partea asta de lume, da? Acum am. mă rog, era o glumă pe care am făcut-o cu băieții la bere, se bat comuniștii americani cu capitaliștii de la Moscova. Ah, te refer la democrația americană. La de democrația că... americană, da. Mm. Măi, ideologic, cine se. Dumnezeu se bate progresismul occidental cu visul eurasiatic? Că au avut tot soiul de discurs, discursuri, în acest gen, de acest gen. Da, da, și eu, mai ales pe rețelele sociale. Suntem toți sunt ideologi și așa. Acum, hai să, nu știu, eu cred că antagonismul SVS nu a încetat niciodată, și cred că nici război rece, ceea ce se numește război rece, și astea sunt așa. Sunt uh, niște versiuni, uh, poate că uh, s-au rafinat, uh, sau sofisticat, uh, uh, sunt uh, foarte versatile, dar uh, în esență este, este același. Este același lucru. Știu, discuțiile astea ideologice, așa, în contextul actual, sunt uh, un pic așa, de fundal, de salon. Și mai ales în această lume care este foarte tehnologizată și foarte pragmatică. Acum putem să ne apucăm să vorbim și de visul imperial al lui Erdogan, nu? Uh, văd că. Nu știu, sunt și curentele astea, What about, nu? Da, 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 what about. What about, what mm -hmm. about. Dar, în esență, cred că este, este același... Să știi că se aude șervățelul micro. În esență este, este același lucru. Vechiul antagonism care, de fapt, nu a dispărut niciodată, a luat doar un pic de pauză. Mie mi se pare foarte trist că uh, s-au epuizat probabil și din lipsă de imaginație cu siguranță uh, toate toate variantele ca să nu înceapă războiul și ci, cred că ce se întâmplă acolo la, la ucrainieni este, este cumplit și mai cred de asemenea că nu prea știm mare lucru ce se întâmplă că vin Uh, vin odată știrile oficiale care sunt știrile oficiale și din care afli cât de ticăloși sunt ailalți și dacă te uiți și în partea cealaltă, da, cum mai tragem ochiul pe anumite canale, exact. Uh, afli cu tot o altă variantă și altă paradigmă și... Uh, da, da, asta... Și cred că totuși ar fi naiv din partea noastră să credem că lucrurile stau în alb și negru, cum toată lumea văd că se chinuie să le zucrevească aici. Nu, nu, nu stau, nu stau în alb și negru, de, de asta trebuie așa și cred că în primul rând, noi ca ziariști și în general ca oameni cum se zice, citiți, citiți și să spunem cunoscători, trebuie să privim cu reticență și cu, și cu și cu echilibru. Inclusiv ce se comunică oficial. Normal că fiecare va comunica în avantajul său. Da, este realitatea războiului care este dramatică. E groaznic. Doar dacă dacă nu ai te prin așa ceva sau nu ai trăit așa ceva, noi nu... Doamne ferește, Doamne ferește nu am mm -hmm. trăit un... Război pe 80 teritoriul de României ani e relativ liniște aici. Da, așa. Asta este o realitate, este de necontestat. Dramele sunt de necontestat. Dincolo de asta, trebuie să privești să de decelezi așa, la, la rece. Nimic nu este alb, nimic nu este negru. Se duce război, se fac eforturi diplomatice, este. De un tablou așa, mult, mult mai complex. Probabil că se va ajunge și în această situație. Rușii sunt, rușii sunt experți în conflicte înghețate. Probabil și Ucraina va deveni un război, un conflict înghețat. Da, va mai dura ceva problema asta. Am văzut că există, stă să explodeze ceea ce... Mi a apărut un banc de ceva vreme și mi-a plăcut uh, foarte tare, zice, diferența dintre uh, o conspirație și adevărul uh, ca entitate absolută este de vreo șase luni. <laughs> uh, există această problemă cu Hunt, Hunter Biden, care a apărut, trebuia să apară înainte de alegeri, a fost îngropată pur și simplu și acum re iese pe tapet. Mai, mai mult l-am văzut și pe Trump cerând, cerându-lui Putin. Acum când vedeam la metrou apar eu vin circul cu metrou și sunt acele e foarte, fac o paranteză, e foarte interesant ca realitate. Mergi cu metrou, ai acele monitoare, acele monitoare îți arată diferite reclame care mai de care mai frumoase și între, între ele ai câte o știre cumplită despre război, știi? E un contrast, câteodată am senzația că parcă trăiesc într-un Blade Runner la marginea Orientului. Asta ne arată că viața merge înainte. Da. Da, 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 să știi. Da, avem acest scandal cu Hunter Biden, am mai văzut nu știu cât e, na, acum te, te îndoiești de tot, tot ceea ce vezi. Am văzut Fundația Clinton a primit cei mai mulți bani în ultimii câțiva ani, tot din Ucraina au venit. Deci sunt niște lucruri acolo care cumva se întâmplă și despre care de asemenea nu știm mare lucru. Și -l avem pe acest... Cumva a apărut drept idol al doamnelor Zelensky, marele luptător, pe care uh, înțeleg diferența de, de comunicare între Putin, care este foarte old school, el se exprimă în, uh, în paradigma tezelor exprimate la uh, Minsk. Așa, pe când ăsta e uh, actor. Băiat pe tocuri, mult mai da, occidental ca, Putin care, ca discurs, care da. Care încearcă tot timpul să te intimideze cu această impresie colosală de forță, să nu ne ascundem. Și, și care este încurajată foarte tare de Occident, culme. Adică, mie mi se pare că presa occidentală l-a făcut pe Putin mult mai puternic decât cred că este în realitate. Da în sinea lor și undeva Occidentalor le place. Occidentalilor le plac băieții Dacă sunt și președinți, nu, nu um, mi-aduc aminte, acum mulți ani a fost o... a fost summitul de la București, nu? La care a venit... 2008. Da, la care a venit și Vladimir Putin, ce să spun. Eram în sală când a vorbit într-o mare tăcere, și la sfârșit, pur și simplu, s a aplaudat și unii l-au aplaudat în picioare. da? Este un personaj care emană atât de multă forță? Uh... Prin ceea ce este. Măi. Uh... Am da, de... un anume fel. Am dezvoltat cuvântul. Un anume fel de forță. Un, da. un filtru freudian de a, de a vedea lumea. Este un personaj la 1,62 m. Uh... Da, da, care, da care se mișcă foarte, foarte, foarte degajat, uh -huh. foarte degajat. Da Da este stilul sovietic, rusesc, forță apăsătoare. Este și unul din uh, președinții ultimilor ani care este rus. Gurbachev a mai fost, restul au fost uh, georgian, Stalin era georgian, uh, Brezhnev era ucrainean. Mm? Da. Exact. exact. Și după singurul președinte care nu a venit cumva pe filieră politică, ci mai degrabă pe filieră C de servicii. Deci pe o filieră. Pe acea, te filieră, mută. Pe acea filieră de servicii, da. Pe și care s-a folosit din plin de, de această apartenență. Da, și pe cealaltă parte. Avem papcalciorul da, Zelenski. Domnul Zelenski care joacă rolul vieții sale, nu? Urma să se adreseze și Parlamentului de la București. A fost și la premiile Grammy. Am văzut. Când ai spus. care joacă rolul, ai spus imediat vieții sale, mă așteptam să-mi să, să punctești ceva la el, pentru că, în opinia mea, aici o să mă înjure probabil multă lume, este un personaj care joacă un rol foarte periculos. Într-o primă fază, să ceri intervenția NATO, da? în Ucraina, presupune să încep cel de-al treilea război mondial. De aici, și până la a fi propus pentru premiul Nobel pentru pace, mi se pare puțin cam mult. Premiile Nobel pentru pace sunt ca. Ah, știu, și Oscar, da? Și, cum îi spune, și uh, Obama. Da, hmm. sunt ca, Euro, ca eurovizion. Da, dar între timp, nu, Zelenski, dacă urmărim așa, a ajuns să certe da, cert pe toată lumea. Planeta, da. Toată... Va ajunge... Doamne ferește pentru ucraineni să vorbească singur. Doamne ferește pentru ucraineni. Da, eram curios cum ți se pare personajul. Și tot contextul ăsta în care Știi, există acel serial TV în care el ajunge președinte. Pare un, un, un scenariu futuristic de, de un SF scris până anii 60-70. Exact așa mi se pare. Mi se pare un personaj artificial. Artificios. Artificios, da. Așa mi se pare și mie. Dar am crezut că e doar senzația mea. Plus... Dar care poate trezi admirație, simpatie. Am văzut, da, da. De ce nu? Știu că... Uh, nu este... Este destul de carismatic. Este, este, da. Uh, plus am văzut în uh, cele uh, câteva zile de război, în primele... În prima săptămână, nu știu cum au căzut vreo trei rachete pe lângă el și, și a avut uh, uh, o reacție care a apărut în, în, toate, în toată presa o reacție care mie mi s-a părut foarte puerilă. Aha, nu m-ați nimerit. A, mai încercat. Știi, genul ăsta de comunicare... Histrionică. Da, 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 dar Puierilă la nivelul în care ai o țară în război și mor oamenii acolo și ai băgat-o în război până la urmă că știai că asta se întâmplă. Este totuși un personaj cu simțul momentului. Așa, pueril uneori. Nu știu dacă nu să mă îngrijorez ușor. mai tare sau nu, că de fapt asta de fac, te întreb. Să este... mă îngrijorez mai tare sau nu de ce urmează. Nu este ușor să fii în pielea lui. Da! Războiul va continua. Eforturile diplomatice vor continua. Nu se câștigă războaie într-o lună. Și nici negocieri eficiente și cu rezultat nu se fac într-o lună, va mai fi război. În zona asta propagandistică de război, avem tot soiul de știri, inclusiv de celebra bătrână care a stricat o dronă cu borcanul cu murături. Da, Colonei ruși care purtau lenjerie... Asta nu să Nu spun ce, ucrainean. Asta Asta să Spunem șosete ale armatei ucrainene. Uh, și până la urmă, te uiți la cum arată harta uh, și la ce s-a întâmplat de fapt, uh, și până una alta nu-mi rămâne decât să dau dreptate oamenilor care spuneau de ceva vreme. Păi, Sudul îi interesează foarte tare și ce se întâmplă în partea cealaltă este că ca să... Fă, este așa, să, ceva jo secundar. să joace la fentă, da. Și că repet, nu știu ce se întâmplă, am înțeles că momentul în care s-a pus problema de atacarea Chievului, mare parte din armata ucraineană, despre care de asemenea nu știm mare lucru, s-ar fi dus să apere Chievul și atunci eu la Sudul și că ce se întâmplă de fapt acolo și cum ți se pare că a funcționat de fapt armata rusă până acum? Despre care din ce văd pe aici pe acolo mai avem puțin să le plângem de milă și astora să-i primim prin țară. armata rusă a funcționat ca o armată de invazie. Cu toate arsenalul, cu tot arsenalul, cu toate nenorocirile care s-au întâmplat. E război. E război. Mor oameni. Se întâmplă atrocități. Produse probabil de ambele părți. Cu siguranță. A, aș vrea lumea să, să înțeleagă aspectul ăsta. Este război. Este război. Nu dansăm în club. Cât de necesară este propaganda uh, în vreme de război și de-o parte și de alta? Mie mi se pare că dacă uh, vrei să rezolvi o problemă reală, uh, este necesar să pui informații reale pe tablă. Dacă vrei, dacă vrei să o rezolvi, dacă ești bine intenționat la, la acest aspect. Altfel, ne trezim cu știri care mai de care mai, mai amuzante, mai hilare. O să punctez eu o, o, o situație aici și o depășim repede de genul simulări de pe jocuri video <laughs> care sunt date ca război real și ajungem în tot felul de, de situații de astea cât de eficientă este sau cât de periculoasă este o propagandă în timp de război și de ce nu mai avem acces la Sputnik, de pildă, adică de ce să nu aflu și știrile de acolo și cum văd ei situația? Propaganda este o armă, inclusiv în război. Dacă știi să o folosești, poate face ravagii. Se încadrează la operațiuni psihologice. Înțeleg, ți se pare că este folosită cu folos, eficient, la noi aici cel puțin? Noi nu suntem în război. Da, dar au fost niște directive de la CNA să avem grijă ce spunem. Mie nu e uh, foarte limpede, da, știi? Da. Că s-ar putea chiar să ni se suspende licența. Înțelegi? Da, Și atunci... Că trebuie să te aliniezi la poziția oficială. Înțeleg, dar asta presupune să nu mai îmi întrebări. Sau... E rău când nu mai spui întrebări. Păi asta mă gândesc că e cel mai complicat lucru să nu-ți mai pui întrebări și să le iei ca atare pe toate până, doamne ferește, te trezești într-o situație în care, mă rog. Dar treaba asta de, de cenzură până la urmă este o. este o situație cu care, Hai să zicem, aici la noi, la marginea Orientului, eram obișnuiți și. Cred că tu știi mult mai multe cazuri în presa locală decât mine de puseuri de, de feudalism și de cenzură, da? Și întotdeauna, cumva, în capul meu a fost că asta e o metehnă de aici, de la marginea Orientului, și că de obicei în lumea civilizată lucrurile astea se produc ceva mai complicat. De când a dat pandemia peste noi, cel puțin, se întâmplă de mai mult, lucrurile s-au schimbat. Adică am avut o situație în care niște LTD-uri, da? SRL-ul american, care conduc niște companii de social media și niște televiziuni, au cenzurat, de pildă, discursul președintelui Trump. Da? Încă era președinte atunci. Nu sunt niște precedente pentru ideea de democrație și. De libertatea expresiei, care sunt necesare ca să țină lumea totuși pe picioare, nu sunt periculoase precedentele astea? Și te întreb din prisma următorului lucru. Eu cred că America, Statele Unite ale Americii, au ajuns o superputere, odată pentru că au inventat alternanța la putere, și în al doilea rând pentru că au avut acest al doilea amendament. Uh, orice prostie uh, ai de spus, o spui public, da? Și uh, lumea decide dacă ai spus o prostie sau nu, schimb postul dacă nu-mi convine ce spui. Dar de aici până la cenzura, și avem de-a face și cu tot acest proces de can uh, uh, cancel culture, exact, da? Uh. În ultimii ani, mie mi se pare un precedent periculos. Toate talibanismele și excesele de zel sunt periculoase. Și toți zeloții, atât am de spus, apropo de acest subiect. Da, când vin din partea cealaltă, mie mi se pare și mai îngrijorător, pentru că America încă este un imperiu, da? Și ne aflăm într-o situație în care s-ar putea să nu mai fie, care nu mai e singurul, ci planeta să reașează cumva ca, ca, ca putere, da? Nu mai duc ei hegemonia absolută. Vine și China, vine și India, uite ce se întâmplă cu rușii. Cu atât mai periculos mi se pare acum să, să nu -ți ții tu Statele Unite în frâu ceea ce, ce te-a făcut cu adevărat -o, o națiune puternică, ce anume Freedom of Speech. Aș răspunde ca nenaiancu. Au și faliților. Da, am înțeles. Simplu și eficient. A, să vedem ce o să Dumnezeu să urmeze. Mă uitam că să se reface ceea ce se numește pnr de către UE. La ce Dumnezeu bani ne mai vine aici? Nu. Asta cu. Da. Pentru cu, că. A, a, da, cu renegocierea. da. A dărâmat un guvern acest PNR-ul. Da, și se pare că nu. un alt plan, planul Angel Salini, de fapt l-a dărâmat pe Cățu. nu prea am înțeles clar cum dar iată planurile aceste planuri care ne dărâmă aceste planuri care ne dărâmă nu nu se poate renegocia PNRR-ul decât în integralitatea sa și această decizie nu poate fi decât guvernamentală la nivel înalt dacă te a pus să renegociezi da ai dreptate ce ai spus ai pierdut toți banii o renegociere ar putea să dureze și un an. Se. Mai mult s-a bătut apa în piu politic. politic dinspre opoziție, dinspre unele segmente profesionale care au și ele dreptate a lor. Deci are renegocea înseamnă a renegocea în integralitate. Nu dorește real nimeni asta. Se pot face modificări. Pe aici, pe acolo, dar renegociere. Nu, nu. am văzut că a fost așa. Înțeles o... că ar veni de la UE, o... treaba asta, de nu. fapt. Nu? Nu. S-a este... o... făcut ceva agitație internă, mai ales Ministrul Muncii, că s renegocierea PNR-ului a fost, de fapt, legată de reforma sistemului de pensii. De fapt, reforma sistemului de pensii în PNRR arată că vor crește pensiile mici. Dar mulți nu. A, am înțeles și asta ar fi o măsură populistă care l-a dat pe... care urmează să se ia și care l-a dat pe domnul Câțul la o parte care spunea că intrăm în inflație sau... A, așa... Dacă se întâmplă. Câțu a fost... Așa se invocă. Că ar fi căzut în discrație din Cauza planului salini care este altceva, așa Nu zisul, știu ce există, da, ce există. Planul exista. național de dezvoltare locală care ar trebui să bani la primărie. Da, bani la primărie, mm -hmm. să da, da, să da, favorizeze da. comunitățile sărace și este Și nu se mai întâmplă este... sau Ba nu, el planul se întâmplă. Planul există, planul salini. Și nu-i plăcea lui Cățu acest plan? Sau nu, mm, undeva nu s-au înțeles la fonduri? Cred că înțeles, s-au -a... înțeles așa, la împărțirea banilor. Nici măcar am fost să spun că este o împărțire judicioasă. A fost o bătaie și este o bătaie prea acerbă pe acest ciolan și iată Poate, deci acest poate... PNR a scos usr de la guvernare. Da, 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 da planul s-a Sper că da. s-au pur și simplu, parcă și-au pierdut mințile atunci. Da, da. Toată situația aia de Oare pandemie. De ce? Oare de ce? Oare de ce? Nu să fi fost mercu da. Mercur Da. Nu, deci PNR-ul nu se, nu se pune problema unei renegocieri, dar ajustări, modificări pe X pe acolo probabil că se vor, se vor produce. Ministrul de Finanțe a vorbit despre o optimizare a PNRR-ului. Păi cum să-i spun altfel? Așa a spus, că avem nevoie de optimizare și că societatea și statul trebuie să fie parteneri. Am, mai ales în ultima vreme, am început să am această dilemă în a descifra discursurile publice. Pentru că eu m-am trezit într-o situație în care m-am găsit foarte naiv. Am să dau acest exemplu. A fost Biden, care anunța zilnic că Rusia urmează să invadeze, asta era termenul folosit, Ucraina. Iar eu nu am crezut asta până în ultima clipă. Am crezut că nu știu ce Dumnezeu au ei să-și negocieze și că pun... Cum să tot întâmplă, deci mai încordează mușchii câteodată unii unui altora. Uh, nu am crezut că se ajunge la această situație. S-a ajuns la această situație, după care am aflat că Putin, care declara că nu invadează Ucraina și chiar și Zelinski a spus, stați nici că nu ne invadează nimeni în zilele alea, a fost o declarație de-a lui, ca să nu mai panicăm lumea iurea. Uh, eh, lucrul lucru s-a întâmplat, dar s-a întâmplat uh, în situația în care Ucraina și mă rog, noi susținem că este o invazie, Rusia susține cu totul altceva, și anume că sunt niște uh, 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 operațiuni speciale de uh, denazificare și de dezarmare. Vorbe mari. Uh, da. E, e și asta o situație, o să, probabil să ajungem și acolo. Și atunci mi-am dat seama, zic, bă, Trebuie să fiu mult mai atent la discurs. Plus că se aruncă tot soiul de, de, de grozavii în declarațiile publice, unele par realmente umflate cu pompa, care bănuiesc că le folosesc în negocieri. E, și aici vine mereu dilema mea, cum Dumnezeu reușesc să-mi dau seama de, de discursul fiecăruia. Și cum Dumnezeu reușesc în momentul de față să-mi dau seama de, de adevăr și de, de ce Dumnezeu mă așteaptă pe termen lung sau. Nu știu, e greu să decerăm. E adevărat că totul la început, cam toți am crezut că. Da, n-am uh, fost singurul. Uh, da, că se va opri toată povestea donetsk Lugansk. Ei nu s-a. nu s-a oprit. Și nici invazie nu Este... Este o agresiune și este un război. Pentru că există și o ripost. Crezi Dacă că... n-aș fost ripost, aș fost agresiune și ocupați. Punct. Cum? Eu am văzut se bate foarte tare moneda pe resurse, da? Și ca, anume că acea parte de Ucraina, în care da. s-au mutat rușii acum, s-au mutat pe resurse, ba mai mult am înțeles că Crimea, în momentul în care... Au luat o rușină apoi, da? în 2014. A rămas fără apă. Avea o conductă cu apă care venea din Ucraina și care a fost oprită și era foarte complicat să ai acces la apă potabilă în, Ucra în, în Crimea, și atunci au dat drum acum la, la conductă. Ce că s-a întâmplat și asta. Plus sunt foarte multe resurse uh, mergând pe follow the money. Da? Cum crezi că urmează să arate lucrurile, hai să zicem în următorii 2 3 5 ani. Germania s-a înarmat până în dinți, se înarmează până în dinți, am înțeles este cum. Este în curs de Este în curs de, este undeva curs la 10 de... miliarde este sau nu, 100 de, de miliarde. Este ceea ce o afirmată, da. Ceea ce a îngrijorat Franța? Plus că este o situație fără precedent din, din cel al doilea război mondial și întotdeauna de câte ori a avut, m -a mai avut puse de astea Germanii s-a spus băi, dar stați că voi ați invetat nazismul și lăsați-o mai ușor. E, uite, lucrurile nu mai stau așa acum. Uh o să ia Europa ceva combustibil din Statele Unite, nu știu dacă o să acopere, mai devreme sau mai târziu, bă, nu că se va reveni la dealurile cu rușii la care n-au renunțat cu toții, adică sunt niște conducte care încă funcționează nestingherite și nu s-a atinge nimeni de ele. Și în Statele Unite, și spre Europa, și spre... Doar că, uite, nu se mai face cum era, Nord Stream 2, de pildă. Da, sunt... Și o să se întâmple tot felul de reașezări și toate reașezările astea, să știi că nu înseamnă și mari oportunități de afaceri. Indiferent cât am discutat noi despre morală, cenzură, filozofii, ideologii, drame umanitare, afacerile merg... Business. Merg înainte și sunt deasupra... Asta mă interesează. Cred că se reașează lucrurile. Până una alta, Statele Unite a mai prins niște contracte în, în Europa, da? Da. După 2 ani de, în care companiile farmă au făcut o grămadă de bani și au ajuns exact, la niște sume exorbitante, da. acum. business businessul cred... militar va înflori? Da, cresc acțiunile la fabricile. Au crescut deja la fabricile de arme. Și să fac, să fac. Uh se vor face afaceri militare înfloritoare, că afacerile au mers și, și, viața, și viața lor. Cum crezi că o să arate Europa în 3-5 ani de zile de acum încolo? Că lumea este foarte îngrijorată de soarta Europei până una alta căci mai mult sau mai puțin parcă mai e sărită din când în când la negocieri. Europa în sensul de Uniunea Europeană. De Uniunea Europeană, da. Uniunea Europeană trece și ea printr-o criză de identitate. Cred. Și nu, și nu de ieri de azi. Asta e hiba sistemul. Este o uniune de state, da? Este o uniune de state suverane și asta presupune anumite fragilități. Lumea își pune uh, multe întrebări despre marea birocrație comunitară. De exemplu, se întreabă dacă este necesar. Uh, sunt aceste, cum să zic, nici nu, nu sunt curente, suveraniste, iată. România și Bulgaria, de exemplu, nu mai sunt copiii problematici ai Europei pentru că noi am devenit niște europeni foarte disciplinați. Ungaria este un copil problematic al Europei. Oare și care l-a câștigat cu Orban a patra oară. 53% sau Deci a cât câștigat a, fost? a patra oară, da. -a rupt, da. Da. Polonia era până de curând, uite Polonia că Polonia până de curând, acum suntem într-o într mare admirație. Nu știu, sper ca Uniunea Europeană să devină să devină mai atrăgătoare. Dar este clar că nu va fi o aliniere ca la carte față de Bruxelles. Da? Și că probabil că unele state își vor lua soarta în mâini, dar rămânând în cadrul european comunitar. Da, da asta întrebam da, dacă... da, Eu nu cred că vor fi dezertări dezertări. A fost doar cazul Marii Britanii și atât. Cred Care că Marea a a Britanie și-a permis. Da, până la urmă văd că, da, cumva a căzut în picioare. Da, da. nu, nu. Eu nu, nu, cred că, nu cred că vor fi dezertări. Pe de altă parte, posibil ca prezența, influența americană să se preducă. Deci, nu doar Trump a avertizat apropo de asta într-un fel și actuala administrație o pune, o spune. Noi aici suntem cel puțin la nivelul establishmentului. Nu În România, suntem pro -atlantiști. asta am convinși? Ales. Convinși, asta am ales, suntem ca o insuliță. Mă întrebam dacă ne-a trecut vreodată glunțul pe la urechi și nu ne-am dat seama, știi? De pildă când s-a bombardat Iugoslavia. Da. Și încercam să compar situațiile și cum, cum le vedem eu atunci și cum, le, cum văd ceea ce se întâmplă acum, știi? Cred că e foarte sănătos că suntem în NATO, atâta doar că punct, da. punct, acel punct 5 despre, la care se face referire are, are, această, are această adendă vom lua măsuri de apărare a, a țărilor cum vom credea de cuvință ceea ce Știi cum e cu Statele Unite, câteodată Statele Unite Statele Unite, câteodată Statele Unite sunt NATO. Nu ție întotdeauna foarte limpede despre cum stau lucrurile și uh, moment, situația în care avem în Europa o armată puternică, în uh, Franța, da, are o armată, uh, acum urmează Germania, uh, ușor- ușor se pare că o să ne cam înarmăm. Este necesar, nu? Oricum, suntem foarte în urmă. Macron mergea pe ideea de Armate, a avea o da, armată care o să ne O ape... forță de reacție rapidă europeană care este ceva ce s-a pus din nou pe tapet odată cu aprobarea și a unui document programatic care se numește Busola strategică. Da. E, tu vrei să spui că de fapt într-un fel este bine ca europenii să se apere între ei. Nu știu. Iar statele, iar statele... Dacă e sănătos, e... Să te înarmezi. Adică, la necesar. nivel istoric este, necesar, este dar... necesar. Asta nu e un motiv în care eu să mă liniștesc, știi? A apărarea unei țări trebuie să înceapă, în primul rând, din interiorul său. Da, și, acum și pe am... urmă să ne așteptăm să ne mai apere și aliați. Așa e sănătos, e părerea mea. A fost acea situație, mi-aduc aminte cu Macron care spunea la un summit, cred, 2016-2018, de necesitatea unei Uniuni Europene în armate care să ne apere de, de ruși, de chinezi și de Statele Unite și Trump i-a replicat dacă nu eram noi vorbeați acum a germană, știi? Bineînțeles, bineînțeles. Asta cu Uniunea Europeană, apărării, armate europeană sunt marile marote ale, ale, președintelui, ale președintelui Franței. Doar el a zis că nu NATO este în moarte clinică. El a spus uite că până la urmă nu este moarte clinică dar nu asta... Nu este, nu este. Dar probabil că și NATO ca alte organizații vechi cu oarece vechime are frământările sale identitare interne despre care se discută mai puțin. Asta probabil în armare a Europei presupune noi uh, contracte de neagresiune între state, noi înțelegeri. Uh, presupune afaceri. Presupune afaceri, bineînțeles. Afaceri. Sunt curios care va fi poziția NATO până la urmă, care țările europene fac parte. Pentru că avem această structură militară, da, NATO, și o să mai avem încă una militară, UE, adică o să fim parte uh, a două structuri. Poziția sau, oficială este că nu uh, există o concurență între NATO și viitoarele uh -huh. structuri europene de apărare, ci că ar fi cumva complementare. Uh -huh. Este o poziție oficială afirmată. înțeles deci trăgând o concluzie până, în ala, până una alta, ce se întâmplă este business și ar fi bine să follow the money de câte ori ne uităm la o situație sau alta. Da, poate că pare rău și pragmatic, dar cred că în ultimă instanță că e foarte sănătos. Și mă gândesc în ultimă instanță cam ăsta ar fi mecanism. Presupunând că se ajunge, eu sper cât mai repede, la un acord de pace între Ucraina și, și Rusia. Așa să fie. Până la urmă mor oameni și... -mar. Uh, și o încetare a focului... Uh, Până la urmă, cred la, cum știu că funcționează Rusia, o să aibă și administrația gata pusă pe picioare în zonele deja ocupate. da. da? Donetsk și Lugansk acolo, da? Plus, plus Crimea, plus, plus Crimea. ce pe lângă. Practic, cred că o să ia litoralul cu totul, așa mi-o impresie. Uh, mai devreme sau mai târziu? Vor avea o consolidare acolo. Am înțeles că toată această zonă de sud este plină de resurse, de toate da. felurile. Da. Mai devreme sau mai târziu, după ce conflictele se vor stinge, bănuiesc că cel puțin Europa va reface iar contractele cu Rusia. Cred că toate... Situația asta în care vor să, să izoleze Rusia la nivel de, de sancțiuni va, va funcționa neplăcut pentru Rusia sau o să iasă cu, cu capul înainte? Uite ce se întâmplă cu vânzarea de combustibil pe ruble, uite ce se întâmplă între Rusia și China. Vrea China o Rusie puternică sau i-a căzut cumva situația în brațe și că bănuiesc China totuși ar vrea să-i vină bani și -i vin bani din UE, uh, îi vin bani din Statele Unite. Uh, e și din... duce propria sa politică. Și duce propria sa politică și nu sunt niște ok teritorii pe care le-ai vrea puse pe butuci, cum Că nu-ți mai vin bani. Da. China are politica sa și nu uh, face rabat. Nu face rabat și nu e... Sistemul, pe sistemul ăsta, pe de expansionism militar, nu duce, da, 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 nu pe duce ră, războaie. mă rog, și ei, să nu începem o lungă discuție cu Taiwanul acum, China vrea să fie și este o cuceritoare din punct de vedere economic. Este deja cu totul altă paradigmă acolo, inclusiv exact, în, în. Exact. În, pe mine mă fascinează de ceva vreme ceea ce se presupune a fi în fiecare bă, țară, uniune, bă, loc, ierarhiile bă, locale și cum funcționează ele și cum funcționează ca mecanism. Bă. La noi, în Europa, sau, îmi place să spun, la noi în România, mie mi s-a un documentar, funcționează ca la cimpanzei, știi? Cimpanzeu, dacă te uiți la o comunitate de cimpanzei, ăla care este cel mai vocal și cel mai uh, gălăgios, se impune ca lider. ăla e la șeful da. Așa. A, așa funcționează și aici la partide. Știi când vine câțu și se agită cum el așa mai la nivelul verzei și se agita, știi, cu, cu toate situațiile, a ajuns lider de partid. E China. Are alt sistem de a de Sunt niște etape pe care trebuie să le parcurgi ca să ajungi exact. la conducerea partidului. Altă, să ai e cu tot o altă paradigmă. Trebuie să ai inclusiv o vârstă. Da, nu nu, Că le nu, cunosc nu exact, poți, dar e altă Nu mâncare poți de chiar așa de tinerel să, să, să ajungi mare șef. În plus. Acolo și altă filosofie. Proiectele pe care și le pun în funcțiune sunt foarte bine determinate și pe perioadă de 50-100 de ani și nu, pe cât posibil am văzut că nu fac rabat, ba mai mult anunță ce și-au propus pe 50 de ani ca profit de pildă raportează peste 25 sau 30 Au, și nivelul de raportare este de asemenea foarte eficient pentru că ei dacă au realizat 5 puncte din, din 10 anunță doar 3 Capitalismul chinez. Capitalismul chinez, despre care toată lumea este foarte speriată. Am văzut și Australia, am văzut și da. euh, chiar și în Statele Unite tot soiul de discuții, că, că și la nivel tehnologic că, vorbesc de zona asta, de IT. Da, bine, cu chinii nu -i se pot o abordare de tip război rece, apropo de sperietură și de pentru că ea duce altfel de război. Mai am o uh, observație de făcut și vreau să vorbim un pic peste ea. Acești doi ani de pandemie uh, au uh, adus cred fără precedent, sau mă rog, din câtă istorie cunosc eu, uh, niște puseul totalitariste în anumite state de la care nu mă așteptam neam și care s-au întâmplat pur și simplu peste noapte. Avem, cred, cel mai recent exemplu Trudeau, Canada, cu mitingul, cu mișcarea camionagilor care au fost făcuți masculinitate toxică. Te au fost făcuți teroriști, că asta mi s-a părut foarte îngrijorător. Am avut Australia, am avut Noua Zeelandă care au închis țara pentru un caz și este uh, acel celebru exemplu cu o ziaristă care până la urmă trebuia să întoarcă în Noua Zeelandă și nu au primit-o, trebuia să întoarcă să nască, să lucra nasc. la Jazeera și da. uh, au venit talibanii și au zis vină la noi că avem grijă și securitate și tot, și tot soiul de și situații. Și urmă, în secunda a doua, autoritățile țării sale i-au spus că are voie să se da, întoarcă uite, asta acasă. În am văzut asta da. Deci tot soiul de situații de genul ăsta. Uh, Austria, Italia, Germania nu vreau să intru că m-am săturat și-am obosit la cap în discuția vaccinare, infaccinați, nevaccinați, această nevroză care ne-a ne împărțit în toate, ne-a împărțit în două, nu pe noi, ci întreaga lume. Nu uh, Numai pe noi aici, la marginea Orientului, în fine. Dar ne-am trezit cu aceste puseuri uh, de totalitarism care dacă mă întreb nu mi se pare că au fost sancționate pe măsură. Bine, probabil că trebuie să urmeze niște alegeri și Cred că ține exclusiv de puterea democrației parlamentelor din statele respective să reglementeze această situație. Dar găsesc că este un precedent foarte, foarte periculos pentru cum va arăta lumea. Odată pentru că hegemonia nu mai este exclusiv în Statele Unite, ci ai uh, și China. Și Rusia, care funcționează în cu tot o altă paradigmă decât libertatea presei și alternanța la putere, da? și în zona, așa ziselor, țări, țări libere și democratice, lucrurile s-au schimbat peste noapte. Crezi că vom fi ca într-un SF pe care îl citeam noi în anii tinereții, viitor, o să arate lumea mult mai totalitaristă? decât cum este acum? Mm. Sau ne... Eu sper să. Eu sper să. Că de ce vorbeam înainte, restrângele de drepturi și libertăți au născut situații uneori monstruoase. Este clar că trebuie să învățăm din asta, trebuie să, cel puțin în România, să mai umblăm pe la, pe la legislație inclusiv pe la arhitectura legislativă și nu, nu. Eu cred că am învăța și sau am caz, învățămintele corecte din această perioadă excepțională a pandemiei și da, ai dreptate ce e de sancționat se sancționează prin alegeri. În condițiile în care rescai mai sunt libere pe bune. Eu cred că sunt liber. Uh, e vorba de participare. Dacă ai ceva de sancționat, participă activ la procesul democratic. La alegeri. Du-te și votează. Știi când, când, uh, când. Și are efect. Are efect. Uh, um... Există două mari îngrijor, îngrijorări la nivel de, de, de presă și anume că zona asta de a pune presiune, nu vorbesc de România, vorbesc de, de toată Europa de pildă și de Statele Unite, zona asta de, 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 de a al a, a face, hai să zicem, pe, pe Putin eminența ce nu știe, care trebuie să ne ducă în situația în care trebuie să atacăm Rusia, da? Eminența malefică. Eminența malefică, da? E, dacă ajungem în, în situația asta în care un număr foarte mare de oameni să pună presiune pe, pe autorități să, să începem războiul, mi se pare un precedent foarte periculos. E, și văd, văd o grămadă de, de puseuri de genul ăsta versus este acest exemplu pe care îl tot dau am văzut în pandemie m-am, na, da, ca omul acasă în canapea orele, zilele, lunile m-am uitat la tot soiul de podcasturi, inclusiv unele românești și am văzut un tânăr de 27 de ani de etnie romă care aici a venit și îngrijorarea mea, era foarte bine intenționat omul. A explicat, de pildă, că ar trebui cei care fac stand-up comedy să o lase mai ușor cu glumele cu țigani, pentru că asta duce la creșterea rasismului. Mie mi se pare că dacă lucrul ăsta ar fi reglementat prin vreo lege, ar fi un precedent foarte periculos. Pentru că începem na, să interzicem din nou. Există această, în opinia mea, această cangrenă care vine din partea democratică a lumii, na, partea liberă, acest cancel culture. Dacă nu-mi convine ce spui tu, trebuie să, să fii scos de pe scenă în momentul 2. Mm, nu cred că va prinde la noi. Sper. Nu, nu, nu. Știu, în esență tu vorbești despre gestionarea libertății, care în ultimii doi ani de pandemie mi se pare că a fost amenințată foarte serios și că hegemonia statelor unite ale Americii, așa cum care presupune alternanța la putere și libertatea de expresie, da. La ele trebuie să rămână două valori cu care lumea e cam în opinia mea singura șansă cu care lumea poate să meargă corect mai departe dacă nu o să intrăm în toate sistemele totalitariste în tocmai cum am citit noi acum vreo mulți ani în niște SF-uri și aici, de aici este îngrijorarea mea și mi se pare că lumea merge în trendul ăsta ușor-ușor adică ai, mă rog niște minorități foarte nervoase pe tot de situații, care mai de care mai hilare. A... Da, dar nu nu la noi. Noi suntem niște originali. Noi suntem noi. Am înțeles. De... <laughs> Lucrurile pot să se bușească și acolo, la, da. la noi rămâne un soi de conservatorism care ne salvează cumva. Uh, da, da, da. A, bun, asta e semn de optimism. Uite. Suntem obligați să fim optimiști. Da, câteodată mai obosim. Nu trebuie să o obosim. Vreau să te întreb cine crezi că o să fie viitorul președinte, dar... Eu aș merge pe Joana. Uh, probabil că Mircea Joana... Eu sunt așa, un pic mai idealistă. Sper să fie cineva care încă nu s-a arătat. Mm. Păi... Există această răutate pe care o spun oamenii la bere, da? prieteni de mei, și spun, băi, este limpede că nivelul educației în ultimii 30 de ani din România a scăzut. Uită-te la ce personaje emană statul paralel. Înțelegi? Și ce fel de pregătire au, au unii ori alții. Sunt chiar curios cine ar mai putea fi pe afiș în, în situațiile date în care avem câțu, Ciucă, doamna Chiuve și până una alta. Cel puțin la nivel de dezvonistică. Păi nu știu, pare să că răul cel mai mic este Mircea Joană, nu? Sau cineva care nu s-a arătat. Da, Nu-l putem anticipa de, de pe acum. Să fim realiști, suntem în 2022, mai este. Atâta doar că tot stăm în paradigma asta de să votăm rău cel mai mic. Exact. În loc să... exact. Deși niciunul dintre posibili candidați despre care am vorbit nu ar fi un potențial rău. Nu ar fi, dacă stăm să ne gândim. Da, s-au mai schimbat discursurile, am văzut și la PSD și la PNL sau altă paradigmă, alții ani, alții, alte personaje, în fine. A... ne cu cușor, Dan? ne cu Domnul îl, mai vezi, îl mai vezi primar? Uh, nu. 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 Așa mă gândem și eu avem un primar uh, abulic și nu, nu, poate nu poate să iasă din starea asta. Din păcate, pentru București, pentru bucureșteni, uh, niciunul dintre primari nu a sfințit locul. Nu s-a încadrat în omul sfințește locul. Locuiesc în buricul târgului. În buricul târgului, uh, ca și la obor, sunt câteva nuclee care îți dau pulsul orașului. Buricul târgului, chiar la intersecția la universitate, între bordură și trotuar, au început să crească. Nu vedei ierburile care cresc. Nu arătau deloc bine. N-am mai trecut ADP-ul pe acolo, probabil. Cu siguranță. Acum văd că s-a mai, mai oprit un pic, probabil și pentru că a fost mai frig, dar în ultimii doi ani, în centrul orașului, am văzut mult mai mulți cerșetori decât în, în, în trecut și oameni care dorm pe stradă, sunt niște locuri acolo. În care în Piața dur. Romană? Piața Romană da. și mai, mai în zona cinematografelor da. care coboră spre Cogâlniceanu. Și la acolo. Piața Unirii, da. Cumva, băi, să spunem pe aia drept, început să miroasa sărăcie prin, prin centrul orașului, știi. Ai odată niște terase pline, da? Ai un semn bun. Și, și contrastul ăsta imediat, cum toată lumea îmi vorbește de Statele Unite, că ai locul ăsta extraordinar aici cu business și cu toți băieții cu Bentley și imediat peste gard niște janky care mir că mai sunt în viață. Și gangs. Da, exact. A, așa ușor-ușor mi se pare că începe să arate și buricul târgului la noi. Și uh, situația cu șobolanii, situația cu apa caldă, că lumea nu vrea cum să spun, nu vrea băi, l-am votat l-am votat pe, pe Nicușor că nu mai plăceam pe doamna firea. Nu. Și ca, ba, Băi, am scăpat de... Băi, n-am apă caldă. N-am apă caldă și te așteptai ca primarul... Bine, nu face primarul micromanagement, dar te așteptai ca primarul a, a, fost ales în speranța că el va fi un bun administrator și că efectele administrării sale se vor vedea în viața de zi cu zi a bucureșteanului. Ei, nu se vede. Dar n-a fost și asta un rezultat al, al. să mai dăm o palmă pe PSD-ului, dar uite că, de fapt. Da! <laughs> sună ca și cum am fost psd aici, nu sunt, n-am văzut niciodată. Da, poate că au vrut să nu mai fie cineva de la PSD, punct. Dar și alternativa s-a dovedit a fi cea care este. Înțelesc adică cu... orașul este nu? Este la fel. Aproape la fel dacă nu mai rău. Da, nu? Da, Lumea cu... care se respectă și are ceva bani și mașină se ce și locuiește în afara Bucureștiului. S-a făcut un fenomen așa de migrare. Locuiești pe lângă București. Da, în nord, în partea aia. Da. Și, A... dincolo de nord, chiar. Da. și dincolo de nord chiar. Și dincolo de nord. Te, duci, că... în, te Asta... duci și în Ilfov să... Unitatea de măsură a societății de, cum zice, a clasei mijlocii era o casă în oraș, o casă în afara orașului și vreo două mașini. Cam asta era. E, dacă avem acea pătură socială, așa, cum îi zice, anemică, cum e la noi, nu, nu este puțin lucru. Revenind la, 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 la București, ce primar o să avem? O să... Știm ceva ce va urma? Că urmează aici și aici alegeri. Nu știu. Poate Ciprian, Ciucu. Mm, Clotilde? Mm, nu cred. Nu știu dacă au fost votate până la urmă pe bune sau nu. Ca a ieșit un scandal cât casa care a rămas în coadă de pește. Și dacă a rămas. În coadă în co de pește și pe sârmă. A rămas. Da. Cum se zice, un conflict înghețat. Dar nu e și ăsta un precedent periculos care m-ar face pe mine, de pildă, să mă gândesc de trei ori dacă mai merită să mă duc la vot? Ba da. da. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie cu toate îndoilele noastre să, să renunțăm la a mai merge la vot. E până la urmă singura noastră armă. Deci că m-ai făcut să mă răzgândesc un pic, pentru că am, eu de 2 ani de zile m-am gândit serios că mă duc la vot degeaba și că oricum eu fac parte din cei 30% care nu sunt, pardon, din cei 70% care nu se reprezentați nici cum, că vreo 30% se duc să voteze, da? Restul de 70 și, mai cred de pildă și că faptul că am avut așa o rată mică de vaccinați, este și pentru că au fost oameni, mai ales prin, prin zonele din țară, mai mult decât București, care de care statul nu s-a interesat neam și nu i-a ajutat cu nimic 30 de ani de zile și dintr-o dată a început să-i caute cu o siringă, știi? Și zic, bă, stați un pic. Și ce treabă avem? Și cred că asta a fost unul din, din, din motivele serioase pentru care oamenii n-au vrut să se vaccineze. A fost un spirit de frondă. Plus o campanie foarte că simțit, făcută. Că s-au simțit, părăsiți, de fapt. Da, și dintr-o dată la agresați moment. de Arafat care venea cu siringa, știi? Bă, stați un pic, că nu e chiar așa. E. Asta presupune că în continuare vor fi cei 30% care se vor duce la vot și să vedem ce Dumnezeu o să urmeze și la primărie și la... Eu sper să fie mai mult și chiar trebuie să ne exercităm acest drept asumându-ne și riscul că s-ar putea să nu alegem corect. Dar este un risc pe care trebuie să ți-l asum. Vreau să încheiem apoteotic cu... Votul înseamnă că ești și tu jucător. Sper să măcar fiu, o dată, da, Măcar da. o dată la patru ani ești și tu jucător. E un anume sentiment. Am să dau din casă și o să-mi fac public, cred, ultimul vot. M-am uitat pe foile alea, le-am răsfuit vreo câteva minute și am pus pe Uniunea Polonezilor sau ceva. De da, da, și... da există, există. Dar zic, uite mă, hai să vă mergem cu oamenii ăștia, că în restul nu m-au convins nici cum. Vreau să încheiem apoteotică cu președintele în funcție, domnul, domnul Iohannis, care are atâtea eșecuri, unul după altul. România educată. Ce se întâmplă cu România educată? Nu știm. Nu se mai întâmplă. Se întâmplă că s-a încercat, o, se încearcă o reanimare a <laughs> Am avut... El a recunoscut că a ieșuat statul român în așa, salva cetățenii, da? Când au murit prin spitale. A doua zi era la schii. Uh, acum avem o situație în care vorba lui Cristoiu câțul s-a dovedit a fi în o jucărie stricată lui Iohannis și uh, mer se merge pe, pe varianta ciucă uh, Un foarte prost vorbitor. Știi cazul de la Europa FM? Când... Mm -hmm. <laughs> aia a fost una din cele mai amuzante situații uh, cu Iohannis. Există... Uh, Uh, softul de emisie al fiecărui radio este prevăzut prin algoritm ca dacă s-a făcut o pauză de 20 de secunde, el să pornească automat o piesă să nu fie liniște pe post. Și să în direct un discurs al lui Iohannis, care a avut această pauză de 20 de secunde și a intrat automat o piesă. Atunci domnul Iohannis va rămâne ca președintele pauză. <laughs> Asta era întrebarea pe care voiam să -ți o spun. După acești șase uh, și plus doi care mai urmează cu Iohannis, uh, cum crezi că va rămâne domnia sa în istorie? Uh, și uh, crezi că se vor ajunge la un dat la situații uh, în care se află fostul președinte Băsescu? Nu știu. Mie un Iohannis mi se pare un președinte așa, între paranteze. Dar între paranteze sunt niște punctulețe. Nu există un conținut. Președintele, pauză. Da, ce alegere și asta. Am avut la urmă. În fine, da. De asta eram curios. Dacă cum ți se pare că va rămâne el? Așa. la de la Cotrucencu, cum îi spune? Încă... Nu, nu îi spun așa. Președintele dintre paranteze. Președintele pauză. Nu știu, e greu să spun acum prin ce ne vom aduce aminte de el sau cu ce îl vom asocia, că nu prea avem cu ce. Sunt tată de fată de 16 ani. Am avut nevoie din când în când de oameni care să mediteze copilul pentru situații la școală. Și m-am gândit la modul serios când au fost alegerile pe care dintre doamna Zim, care a candidat la președinție din partea PSD, am un lapsus acum. Doamna Do -do Dăncilă și domnul Iohannis aș pune să mediteze copilul. Cred că totuși pe Iohannis. Dacă mai știe fizic. Area aria cercului, că acolo era problema. Și dacă are talent pedagogic. Aici am avut o mare dilemă și mi-am pus această întrebare. Cum Dumnezeu s-ar fi desfășurat lecțiile de fizică ale domnului Iohannis în calitate de profesor? Cred că era o liniște deplină, plină. În care... Fizica e Pe o perioadă de... Pe o perioadă, de, da. de... Fizica, poate. fiind și o materie mai aridă, domnul Iohannis, un arid... De aici îi să tragi. Deșert. De aici Deșert. Îi să trage. Deșert. Da, se vor... Cum îmi spune? Se vor, se vor cerne și situațiile astea și problemele astea de acum, dar așteptăm cu emoție că și uite, sunt și eu optimist acum, acea evaluare a tuturor cheltuierilor din pandemie și cu toate activitățile politice ale uh, anfitrionilor cu care ne bucurăm acum, inclusiv a domnului Iohannis, pentru că bănuiesc că nu s-au întâmplat foarte multe lucruri fără ca domnia sa să nu-și dea acceptul și ochiul. Okay și ar trebui să e, știm da, asta zis. pentru că bănuiesc că sunt o grămadă de lucruri pe care încă nu le știm, dar așteptăm să le scoată cineva la... Știi, măcar de, de băsesc cu bănuiai, sau știam, da, știam de Petru, știam. E, acum este și oficial. Să vedem ce să se întâmplă și cu domnul Iohannis. Păi, în spatele domnului Iohannis este un mare gol. Sau dumnealui este un mare gol. E, unii vorbesc de servicii, acum. A... Asta e din... E și un pic folclor, și un pic legendă, și un pic adevăr. Asta e democrația. Asta e democrația, bine. Să rămânem cu această insistență ta de a merge totuși la vot. Da? Bun, prost, el trebuie pus pe foaie și... Să fim jucători. Să fim și noi jucători. Da, adevăr... Putem să fim jucători. Uh, oricât de complicat ar fi, uh, complicate ar fi situațiile în care s-ar falsifica alegeri și care ne-ar pune pe unii dintre noi într-o situație în care uh, să spunem uh, băi, nu mai are niciun rost să mă duc pentru că ăștia și-au pus deja candidatul și uh, uh, este păgubos pentru ideea de democrație și libertate. Și de furat se poate fura doar un anumit procent. Nu se poate fura tot. Stalin ar fi fost de acord cu tine, dar... Totuși suntem în 2022. Și asta e adevărat? Să știi că mi-am pus această întrebare. Băi, cum Dumnezeu în anul 2022 avem de-a face cu situații de, gen... de secolul 19. Dar, na, asta este istoria, până la urmă, și astea sunt lucrurile. Am vorbit aproape două ore. Mulțumesc că ai venit. Mulțumesc că m-ai invitat. Merci, papa. Silvio Montano și prietenii săi. Podcast. Nu futilități.